Mai aveți impresar? Pentru că la un moment dat știu că erați cu Ana Maria Prodan Reghecam. Da, am avut o relație contractuală, da, sigur, la momentul respectiv îndemnat de cineva, un prieten comun, mi-a spus că, pentru că eram oarecum așa, vreau să încerc și eu o aventură în străinătate și am fost, știu, împins spre Ana Maria, că are mai bune relații și ar putea să... Ăsta a fost, pentru că am avut o discuție foarte sinceră și cu ea. I-am spus că nu sunt interesat să-mi găsească o echipă în România, pentru că în România știu să mă reprezint și singur. Okay. Și am spus, dacă e cazul de un club din străinătate care ar putea fi interesat, acolo sigur că o mandatez ca să fie ea cea care mă reprezintă. Dar nu va găsi nimic. Nu. Până la momentul respectiv, nu. Adică contractul a fost pe perioadă determinată. Okay, deci am înțeles. La momentul respectiv a fost. Dar am avut o relație cât se poate normală. Am fost super, super încântat de ceea ce am discutat cu ea de fiecare dată. A rămas la stadiu de respect reciproc.